Îmi place prin lume să alerg neîncetat, să văd țări și oameni și munți și câmpii și dalbe deșerturi și mări albăstrii. Ar spune aproape melancolic un poet. Pentru un jurnalist, orice călătorie în alte țări decât cea de origine înseamnă o întâlnire cu ineditul, care merită și trebuie împărtășit. Bonjour, Anas. Anas. De la București la Casablanca, cu avionul, a fost simplu să ajungi în Maroc. Dar de azi descoper Marocul cu partenerii mei. Anais și Ayub mă vor conduce spre locurile noi din Maroc. Oceanul este complementar Marocului, precum o pavăză și o mângâiere continuă. Din spuma valurilor se nasc boabe de rouă invizibile, care hrănesc la propriu țărmurile și, de ce nu, chiar amintirile. Vom încerca să ținem conturul țărmurilor marocane la Oceanul Atlantic și la Mediterană. Orașele marocane își arată fața pe îndelete. Trebuie timp și răbdare să descoperi valențele reale ale fiecărei așezări. Asemenea, femeilor, care nu își dezvăluie decât ochii de sub văl, și localitățile au calitatea de a rămâne oarecum misterioase în esențele intime. A porni în căutarea jumătății ascunse a locurilor poate fi o cheie pentru înțelegerea lumii maghrebiene, a fi sau a nu fi, într-o urbe sau într-un cătun, sau în afara acestora, pe drumuri de munte sau pe țărmuri de mare. Interacțiunea, fie ea și efemeră, cu natura și cu pământul, oferă bucurii, emoții și mai ales prilej de descifrare a realităților. Orice călătorie devine un soi de permanent acord fin între ființa interioară și impresiile cu care se confruntă pelegrinul. Imersiunea în natură înseamnă de multe ori întoarcere la origini. Sau, de ce nu, proiecție de tip paradisiac pe pământuri pe care, preconceput, le considerăm sterpe. Doar peisajele sunt deosebite, dacă ne raportăm global la sintagma natura sălbatică. În definitiv, regulile simbiozei om-mediu rămân aceleași. Situat lângă plajă, în apropierea centrului orașului Kenitra, rezervația ornitologică Sidi Bouraga are o liniște aparte, mai ales în timpul săptămânii. Un soi de deltă printre coline nisipoase, un sit biologic unic, vecin cu Atlanticul și pădurile Mamora. Zona este cotată ca având o importanță specială pe plan mondial, un habitat de apă dulce, un ecosistem dinamic bine stabilizat printr-o reîmpădurire spectaculoasă. Aici poți vedea peste 200 de specii de păsări care se află la mijlocul axei paleobotanice dintre Europa și Africa subsahariană. Walidia, o stațiune pe coasta Atlanticului ce se află la jumătatea distanței dintre Casablanca și Essaouira și care reușește, vară de vară, să adune zeci de mii de turiști. Bărcile pescarilor, cu legători de stridii, arici de mare și caracatițe, stau răzlețe la marginea țărmului. Oceanul izbește cu putere stânca, iar pescarii stau neclintiți în fața lui. Sunt oameni comunicativi, chiar dacă la prima vedere ar putea părea inabordabili. Dacă îți faci curaj și treci dincolo de aparențe, descoperi cât de prietenoși și ospitalieri sunt în realitate. Sute de tone de stridii pe an sunt culese de pescari. Sunt mândri de asta și spun că sunt cele mai bune din lume. Așa,
Această stridie proaspăt adunată de către marocani te invită să o guști imediat cum a fost desfăcută. Nu am curajul ăsta. Nu, chiar nu am curajul ăsta. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, Elena. C'est très bon. C'est très bon. Le savez. Ça va dire que votre. O simbioză perfectă între nou și vechi, am putea spune. Între turiști și pescarii din acest sat. Un sat veritabil marocan, pentru că într-o zi ca aceasta, unde norii practic pun oprire să pleci dintr-un hotel sau dintr-o stațiune luxoasă, ajungi aici și descoperi povești, pentru că imaginile de aici spun o poveste vie. Imaginele rostesc o poveste. Ochii tăi pot vedea ceea ce rară ți este dat să vezi. Wadi Dia este un început de lume. Sau poate un început sau un sfârșit de călătorie. Este ora refluxului. Oceanul Atlantic din spatele meu își reintră în drepturi. Peste câteva minute, aici va fi apă. Aici, la Wadi Dia. Puține locuri din lume se aseamănă cu Marocul. Îmi continui drumul și harta îmi este de mare ajutor. Și mai ales prietenul meu, Anas, care nu o pridinește să îmi sugereze la fiecare răspântie alternativa unui popas sau a unui drum complementar. Gusturi și întâlniri, poate fi generic fiecare loc de adăstare în această țară și în articularea demersului nostru jurnalistic. Idris Muley Zerhun, un sătuc situat între cele două importante orașe imperiale, Fes și Meknes. Pentru marocani, așezarea este un sanctuar, iar pentru vizitatori, o oază de autentic. Alergând pe culoarele labirintului negustoresc năucit de culori și arome, întâlnești mirodenii rânduite în coșuri sau pe sfori, în așteptarea rețetelor știute doar de maestri bucătari, care, deși nu au distincte stele Michelin, sunt de multe ori de neegalat în inventivitate culinară. Ajung și încerc să compun din imaginație, apelând la sumarele mele cunoștințe, despre diversitatea unei asemenea mirobolante prăvălii. Aici trebuie să se afle negreșit ingredientele pentru aromatele mâncăruri marocane. Tarabele, la care se practică negoțul cu mărfuri de utilizare îndelungată, alternează cu cele care oferă tentații sau necesități imediate. Tot acest amalgam de fructe bucură ochiul cu minunele acestui pământ răsfățat de paza bună a apei, lămâi obișnuite sau gigantice, portocale, smochine, rodii, curmale, migdale și struguri. Cu câțiva dirhami poți cumpăra ce-ți dorește sufletul. Nici nu știi unde să te uiți mai întâi. Oferta este impresionantă. Fiecare loc din piață își etalează Marocul pe tavă, cum s-ar spune. Dar ca să te descurci într-o piață cu atâtea lucruri, dintre care tu abia reușești să identifici câteva soiuri între puzderia de lăzi sau de saci suplecați la gură, ți-ar trebui nu o zi, nu o săptămână, nici măcar o lună obișnuită, ci o îndelungată și surprincioasă ucenicie pe lângă patronul care prezidează acest microcosmos germinativ. Privindu-le, ai senzația că acum știi totul despre aceste locuri, dar te trezești din reverie și pornești din nou la drum. Până la El Hoceima, locul unde trebuia să ajung, îmi este dat să mă întâlnesc cu o bătrână
care îmi oferă să gust smochine proaspete fără să-mi ceară vreun dirham. Ospitalitatea este la ea acasă. Dacă nu îți este oferit un simplu ceai, cu siguranță cineva te hrănește. Se spune că orașele nu mor niciodată pe de-a întregul. Întotdeauna rămâne ceva din ființa eternă care odăslește mai repede sau mai târziu. Marea surpriză a fost când am întâlnit un alt turist venit din Franța, care plecase să descopere Marocul pe bicicletă. Oui, je suis tout seul. Là, je pense rejoindre quelqu'un à l'Océima. Non, ça va. Alors, je sais pas. Après, je sais pas ce que j'ai envie. Là, je vais me reposer après. Et après, je sais pas parce que je sais pas si. Încrezător în el și în amabilitatea marocanilor, nu era pentru prima dată pe drumurile din Rif. Nu poți rezista tentației și ai vrea să iei cu tine tot ceea ce îți poate aminti că ai trecut prin aceste locuri. Un repertoriu bogat de senzații și emoții care îți vor defini culoarea și mireasma amintirilor și mai ales gustul unor fructe aproape necunoscute zonelor temperate. Lângă mine se află un cactus, dar acesta este cactusul berber. El face niște fructe hrănitoare care se pot mânca în anumite perioade ale anului. O să încerc să ating o fructă cu mare atenție pentru că au zeci de spini. Acest fruct se mai numește și smochinul berber. Suculentul fruct de cactus este pentru marocani un aliment obișnuit. Interesant este că sucul făcut din frunzele lui este folosit ca aditiv pentru tencuielile de lut, fiind un excelent liant natural rezistent la apă. Deci se fac trei tăieturi. Se scoate în capăt. Ia. Cum să? Ia. Bun. O gat bine. Apoi o tăietură dreaptă. Da. Apoi celălalt capăt. Se decojește. Da. Cu mare atenție. Ia la capăt. Tu la prends Elena et tu la manges. Mange, mange. C'est pour toi, ouais. Mange, mange. C'est très bien. Și apoi se mănânc. Greu de crezut, dar gustul unui asemenea fruct este de pepene. Dacă istoria s-ar reduce numai la niște vestigii oferite curiozității călătorilor, aflați mereu în căutarea exoticului, memoria și-ar pierde gustul. Călătorului își ade bine cu drumul, așa încât nimic nu îl poate tulbura. Vântul suflă puternic, iar marea, un pic tulburată și înspumată, de data aceasta mediterana, întrucât deja ne aflăm în nordul țării. Dacă există un spectacol mai măreț decât marea, acesta este cerul. Dacă există vreun spectacol mai măreț decât cerul, acesta este interiorul sufletului tău, spunea Victor Hugo. Aici, pe stâncile înalte, sufletul pare că se îmbracă în emoție, iar mintea încearcă să țină pasul cu invazia unor senzații nemai întâlnite. Orașul El Hoceima se află deasupra stâncii înalte cu vedere spre cele două golfuri. Unul este plaja Cuemado, iar celălalt un port comercial. Munții Rif și plajele de la Mediterană fac din acest oraș una dintre cele mai mari atracții din Maroc. Mohamed al VI-lea, actualul rege, a afirmat că El Hoceima este cea mai frumoasă zonă a Marocului. Motivul sunt cele mai frumoase golfuri. Bulevardul Mohamed al V-lea se însoțește paralel cu marea. Cele mai multe dintre bănci, hoteluri și restaurante se află în zona rivierei. Pe străzile liniștite ai senzația că navighezi cumva între trecut și prezent.
Hoceima, numit de localnici Bia, a fost cândva colonizat de spanioli. Încă se pot vedea influențele arhitecturale aduse de aceștia și care au fost contopite perfect cu decorul clădirilor moderne. Dacă auzi vorbindu-se spaniolă, nu trebuie să te miri. Este cea de-a treia limbă vorbită aici. El Hoceima este și un exemplu al revenirii acasă. Motivul este simplu. Mulți marocani care lucrează în străinătate s-au întors aici și și-au investit banii în cafenele, pizzerii, hoteluri. Dintre toate celelalte lanțuri muntoase marocane, Rif este cel mai spectaculos. Piscurile calcaroase, pantele acoperite cu flori sălbatice și mireasma proaspătă a ierbii, scăldate de soare, sunt de neuitat. Aceasta este inima ținutului rifan din Maroc. Și nu e greu de ajuns. Orice hotelier poate să aranjeze cu un ghid local o călătorie montană unică. Chiar dacă marea e uneori învolburată, ea aduce la țărm încă o filă din povestea călătoriei tale. Supranumită Perla Albastră a Marocului, plaja de la Saidia este una dintre cele mai populare din Maroc. Cei care vor să scape de aglomerație și să respire în liniște briza mării, aleg Saidia. Cum bine vedeți, în spatele meu sunt steagurile Algeriei. De aici începe Saidia, un oraș marocan. Și tot de aici putem să spunem că încep cei 3600 de kilometri de țărm la Atlantic și la Mediterana. Saidia este o stațiune balneară. Măreția și unicitatea ei, faptul că se află aproape de granița cu Algeria, o face să aibă un statut aparte, fiind un soi de locomotivă turistică pentru întreaga regiune. Marocul este un loc de întâlnire dintre civilizații. O țară modernă, cu tradiții, ce vin din negura timpului. Aici s-au împletit diverse moșteniri culturale, începând cu cele ale berberilor și până la arabi, evrei și creștini. De la Tanger până la Saidia, Mediterana îmbrățișează plajele cu nisip alb sau uneori negru, aducând cu spuma valurilor ei o pasiune tumultoasă care dă acestei destinații o aură de vis. Mai mult de 500 de kilometri de țărm de Mediterana se întinde de la Tanger până la Saidia. Golfuri unice, stațiuni unicat, care invită în tot timpul anului turiști aici la golfurile sudice ale Mediteranei. Până la regele de astăzi al Marocului, Mahomed al VI-lea, Saidia a fost un punct minor pe harta turistică a zonei. Abia după 2010, acest mic oraș de coastă s-a transformat într-una dintre cele mai căutate stațiuni de la Mediterană. Saidia este locul ideal unde poți privi răsăritul de soare de pe plaja atinsă de boara dimineților sau poți lenevi în timp ce savurezi magia mării. Construit în stilul unui oraș tradițional marocan, Saidia seamănă mult cu o zonă pietonală înseilată cu hoteluri, restaurante și magazine. Aici poți simți cu adevărat gustul libertății. Suma impresiilor despre ceea ce vezi într-o zi, într-un oraș sau într-o țară, se alcătuiește din ceea ce vezi cu ochii tăi.
Hotelurile par o alegere ideală, oferind un spațiu intim ideal. Atmosfera exclusivistă și cadrul personalizat sunt menite să te resfețe și să răspundă celor mai exigente gusturi și așteptări. Saidia este o adevărată oază de relaxare în care vizualul, tactilul și auditivul sunt de acord deplin pentru ca timpul petrecut aici să fie unul perfect pentru distracție, meditație și introspecție, ca o invitație la o experiență turistică inedită. În acest oraș, totul gravitează în jurul mării și nisipului. O zi apune odată cu soarele într-o scenografie perfectă. Este momentul în care țărmurile Africii de Nord intră într-un dialog subtil și imaginar cu deșertul, trecând peste munții Atlas, despre care se spune că sprijină cerul. Iar verdele pajiștilor aduce adieri prospere peste plaja Saidiei. Mintea colindă după amintiri, miresmele se așează în visteria vieții. O zi apune ca să înceapă alta, o călătorie se sfârșește ca să facă loc unei alte aventuri. Totul este să vrei și să știi de unde să începi și unde să continui, sau, după cum spunea un înțelept, oarecând călătoria de 1000 de mile începe cu cel dintâi pas. Rămâne de văzut dacă pasul declinat la plural se face temelie pentru zidiri din visele și din realitățile trăite și simțite, printre întâlniri și gusturi, în fermecătoare colțuri de lume.